Și scoatem toate mașinile de acolo, îi rugăm pe cetățeni, sunt sigur că ar fi fost concurs total al cetățenilor să-și scoată mașinile, care puteau să le mai scoată, bineînțeles, să se poată face o treabă gospodărească. S-au intrat cu utilajele pe lângă mașini, deci fără să se cunoască unde, ce, dacă stau să mă uit bine, îmi scapă logica pentru care faptul că sunt făcute anumite zone ale orașului și miezul orașului prin care să trece oricum mai vrea, nu este făcut nici acum, în sfârșit, chestii care probabil că fac parte dintr-un plan care nu... Oricum, prin consilierii noștri locali, pentru că de data asta chiar am pus presiune pe acest lucru, vom cere o analiză ulterioară. Deci nu s-a făcut niciodată nu s-a mai văzut cine nu și-a făcut treaba aceasta. Nu se poate. Deci este absolut inadmisibil. Absolut inadmisibil.